Salut! Salutare la toți! Noi suntem cu mașina și singurii suntem. Fetele noastre au plecat la bunii, la bunica și la bunielul pe o săptămână. Acum mergem cu tăticul după cumpărături. Mergem la, avem așa un supermarket, se numește Metro, nu știu, la voi poate e Jumbo, altceva, nu știu. Poate unde se vând anume produse alimentare Angro. Ne poți să cumperi și la bucată și Angro și prețul e un pic mai micuț. Așa că noi mergem să, deoarece e sfârșit de lună, dar mâine e început de lună și frigiderele, dulapurile cam cu produse alimentare s-au eliberat, așa că noi ducem să cumpărăm ceea ce ne lipsește. Să le umplem din nou. Ce drept am verificat din crupe, avem încă foarte mult, așa că o să le iau foarte puțin, doar de zahăr, poate. Așa că mai mult ceva ce pentru ceai, lactate luăm, distrăim să luăm zile, când avem nevoie exact. Din carne tot, cred că așa, doar de ceva care în caserol le vin și care le punem în congelator. Restul, vedeți și voi. O să vedeți și voi ce o să cumpărăm noi. O să vă arătăm și vouă de data aceasta. Dar uite că n-am fost pe cumpărături, am luat dar din grabă, am uitat să vi le arătăm. Astăzi o să ne străim să vi le arătăm chiar și cum le alegem. Să zicem împreună. Da, tătico? Da, numai decât. Mașina iarăși Anton de la bunica. Mulțumim foarte mult că ne ajută. Nu știu cum la voi, dar la noi vreo 3 zile plouă, iese puțin soarele și în restul plouă, e ploiță în orat. Pentru noi nu e mare deranj, pentru că nu avem lucru afară, dar pentru cei care lucrează afară sau poate astăzi e sâmbătă, e weekend, poate au vrut să plece undeva, așa că e trist că timpul nu prea e bun. Dar avem nevoie și de ploiță. Mult timp a fost foarte cald și avem nevoie neapărat și de ploiță. Așa că rămâi împreună cu noi. Mergem după cumpărături. Așa, noi în goșul nostru avem un vazon. Am luat un ghiveci. Mi-a cadnat nouă ieri la ziua noastră Gheorghina, viitoarea soție a fratele meu, o floricică foarte, foarte frumoasă și trebuie să schimbăm ghivecea. Da? Da. Și am luat ca să fie combinație după odaia noastră, dormitorul nostru are roșu, așa că o să fie cu roșu. Așa, mai departe, să vedem... O, Tricu, nu spuneam de frigider, ți-ai minte? Micuț. Când o să mergem undeva în călătorii, să avem să luăm cu noi apă, să poate și înghețată rece să avem, știi, cu noi în mașină, să nu ne oprim. Dar trebuie să fie prea mari. Este gentuță. Ar fi bine și o gentuță micuță. Nu știu ce chestie. Ia uite. Dar asta ce e? Element frigorific, da? O pui în frigider, îmi pare că, îl îngheț și apoi o pui, nu știu. Asta, dar asta, cât de mult păstrează ea oare, tu știi? Da, e foarte bună. Epoxiul e foarte bun. Dar se prea mare. Poate mai micuțe. Uite așa portocalii, tot așa de mare. O, asta portocalii, nu-i desfă-o? Sau cu galben, cu arta preferată, poate, nu? Da. De asta îmi pare că e din altă. Din altă operă. De acolo mineracul și pune, nu? Ia uite. E nu-i mare, o, August. Ia uite. E cam... Cam uite așa. Așa. E super. Da? Și uite prețul tot nu e scump. Asta portocale parcă mai practic, îmi pare mie, nu? Asta e mai lată. Ia să vedem. Mai mărișoară. Mai mare, da. Dar calitatea mai tare îmi place. Asta parcă e mai subțirină și cum asta e mai groasă. Parcă mai bine asta. Da, de acord. Asta și așa. Dar la mare e mai aproape aceeași. Noi ne gândim, poate să luăm și albastră. Stofele diferite, asta parcă mai trainică, dar asta e mai practică. Dacă se mărdărește, poți să ștergi. Și apropo, ne gândim că în afară ce că luăm cu noi e, dacă ducem undeva peste hotare, vrem să vedem în România, apoi dacă nu luăm de acolo duceri înapoi, să nu mai stopească până acasă, să punem în frigider. Da? Luăm așa? Hai, luăm. Este și ghiozdan frigorific, tot este.
Mă, că mai micuț. Dar dacă te duci de duci cu mașina și cred că pui în portbagaj. Da, hai, tu decizi, bine? Da. Este amestec violet. Uuu, Melissa se placă. Dar asta nu e stofă, asta e stofă care nu se șterge. Ia, de asta galbă. E că e ca și asta, numai e așa. Hai, spui, de ce stofă, bine sau așa sau așa? Vezi tu, asta mi pare că poți să o ștergi dacă ceva smurdărește. Ok, hai vezi. Da, asta, dacă tare, o portăm, mă, că nu trebuie mașina să portăm zi de zi ca să smurdărească așa tare, știi? La urmă, rămâiește, dai să spală mașina spatoare. Vedem. Eu să vedem, ia nu? Uite-te acolo pe ce scrie. Ce știu? Mâncare, poți. Noi am luat totuși albastră, o să fie practic despălat. Mașina e spală, nu o poți spăla, doar poți să o ștergi. Noi am ajuns așa la hârtie, A4, câte bucăți? 500, da? 500, da. Costumbească pentru filmuleță, să fie, da? A noi se termină, da, pentru provocări, pentru diferite. Avem și un challenge cu ele, în plan, așa-i? Da. Așa e bine când suntem fără pete, le relaxați, liber, ne uităm. Când vine petele încoace, mai e greu. Melissa vrea în brațe, vrea jos, vrea acolo, vrea ce e. Uuu, când am îmbrăcat încoace, apropo, după cărți. Am văzut cărți în limba română și te gândeam să luăm ceva pentru Jasmine, acum pentru vară să citească, ceva pentru ceva care să fie cu litere mășcate sau educative ceva. Vreau să învăț, carte de activități putem să facem cu dinozauri. Ceva poate cu povești, dar să fie totul pentru fetițe. A, ce se dea pentru... Aplicații. A, dar el e venit, nu poți să vieți, da? Sau poate să fie mai deschisă. Imagini minunate de brăți. Animale domestice, asta mai mult pentru Melissa, cred că. Da. Cum treci strada, super. Povești de dormit copiii, Sergea, uite. Iată ce să citești. Vreau să o luăm pe aceasta. Da? Da. Așa, povești de adormit, asta cu tot soții, vezi că e cam mărunțău. Dar să căutăm ceva care ți fie pentru ea, ca ea să cească singurică. Asta cu autocolante, prințese, caută și ascultă. 60 de imagini sonore, că tăi mult pentru Melissa. Înmulțirea, înmulțirea învață. Uuu, super! Ia, nu, uite mai bine cum alfabetul, așa și scrii, ai alfabetul cunoaște, lipesc și învăț. Ia uite! O, dar prea de vreme, parcă nu știe mulțirea, abia adunarea, scăderea. Da, dar stai aici, mai sunt și roșii. Împărțirea tot e. Caută și ascultă. 101 povești de noapte, ia uite-te. Eu și lumea din jurul meu, animale, planeta mea. Acum și ne uităm așa să vedem ce carte, la ce carte noi ne decidem. Noi totuși stăm la ales cărți de povești pentru Jasmina. Da, uitați ce am ales și acum noi. Am ales Marea Carte a Jocurilor. Aici e foarte de dezvoltare, foarte multe lucruri trebuie să faci. Ia uitați-vă, să te urci, să numeri, diferite. Wow! Ia uite, așa lucruri foarte interesante pentru Jasmina asta de dezvoltare. Pe vară. Și apoi așa, ai grijă cum treci strada. Pentru Melissa, cred mai mult, dar și de cum știi, pentru miele. Probabil că o să facem și un videoclip și să învățăm copii. Da, 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 eu pentru ce să-și am luat-o? Și apoi vrem ceva care să fie povei sau serioare pentru Jasmina, ceva care să fie colorat și mașcat, scris și nu mult, ca să poate să învețe să citească. Ia uitați-vă așa din domeniul acesta. Asta e cu povestea care e cu vulpe și cu cojă, ții minte? E părașul care e când e casa, e părașul plângi, vorba de că casa e ocupată cineva acolo, nu ții minte cine? E ca așa, uite așa sunt mai multe. Cupița roșie, să simt prima rusă. Cupița roșie, motanul încălțat. Buța cu doi bani este pe tot. Uuu, fain. Povestele copilăriei noastre, da? Acum știi tot și alegem ceva, da? Mhm. A, 52 9, putem să luăm și două. Da, putem să luăm și două, da. Care? Eu spun cu fița roșie. Și 5 povești. A, 5 povești. E legat, nu se repete, dar suntem să se repete poveștile, știi? Apropo, trebuie să fie undeva în spate. Nu, ele sunt diferite ediții, mă mică, ia uite. 5 povești, 5 povești. Sunt cu fița roșie. A, într-o carte o poveste, da? Cum înțeleg eu? Nu, sunt mai mult, îmi pare că da. A, iată, tipul. Căsuța e părașul, povestea vorbiuță șurcerul, de postea în animală, ta orașul cel bălțat, vulpea și lupul. Ia să ne uităm la alta, să nu se repete aceiași povești. Nu, dacă povești ferite, atunci înseamnă că o tupă călie de vulpe, doi fețe cu stea în frunte, buța cu doi bani. Nu, sunt diferite, Da, da, da. Care și asta? Scufița roșie. Sau pe toate trei? Toate trei.
Și ea spunea să aibă porceluși, că trei porceluși. Ah, super, ea se placă, ea a văzut multe desene animate. Da, ok, n-am toate copite, toate trei. Așa că toată vara o să o punem să știa toate cărțile. Numai decât, da. Hai, până ce ajunge până ce, da? Da. Dacă le mai știi pe toate, mai luăm. Da. Asta pentru cafea. Uh-huh. Când facem fier din cafea, tot restul ce e fierte, nu ai ce să le stricăm. Da, da, da. Asta e pentru ceai. Da. Uitați ce m-am luat noi. Am luat și două borcanașe, unul pentru zahăr. Zahăr. Scrie zahăr, sugar, din mai multe limbi, da? Sucre. Sucre, zucăr, în română nu scrie, da? În română nu scrie, astea din italiene. Și pentru sare, că scrie așa, stai frumos la noi pe bucătărie mare. Da. At niște paiuri. Pentru ce? Pentru ce? Pentru fetei iubesc să bea sucurile, cocktailurile cu paia, cacao. Foarte, ce-am luat? Lori, am luat? Ce-am luat așa? Am luat tot așa tipul, stai. Luăm și aceasta? Pentru miere? Asta pentru miere, da, pentru mă uitam miere. Și pentru ce. Acolo miere, ca să nu vă dăși lingurița, să nu curgă pe borcanaș când scot mierea. Păi pui acolo miere, să arătăm acasă. Așa, mai departe. Ce mai luăm? Ai luat și pentru... Ai luat, da? Okay. Pentru cafea. Da, o e bună, că e bună, e mărunțică. Ok. Hai, mai departe, mai treci mai de aici? Nu știu, mă uit și eu, poate mai trebuie și ceva. Așa, avem... Asta roșie pentru ce? Nu știu. Sunt două apuci ceva. Da, 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 apuci. Clește, salată, pentru salate sunt. Aha. Că să iei din... Din vas, da, din vas. A, ia uite. Da, 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 nu mai scoate, el e lipit acolo, da? Așa, și apuci salata și apuci așa iei. Aici e deschis cumva. Da, ok. A, de carne, ca în fierul dată noi așa avem, mai mare. Iată așa apuci. Acolo torni făină, de să se... Și faci așa? Seceri. Seceri. Da. Nu, nu seceri. O dai prinsită. Seceri, da. Nu știu cum se sece. O setezi. Da, o setezi. O cerni. Da, cerni, o cerni. Da, da, cerni. Linguriță avem. Cuțetașe. Bine acum într-o setă pe mine, dar uite. A noi departe. De măr, de mango, nu știu, ne-a dat trebuie că am luat și mi-a plăcut foarte tare, mango și piersic, da, așa. Așa, măr și păr, de atât am câte unul, măr și păr, așa, așa, vișină și... Da, tot a fost gustos, știi? 4, ia nu mai țin minte. Acesta luăm? Da, ia. Așa. Portocală. Portocală, vreau, da, vreau portocală. Piersic curat. Piersic, da. Măr și morcov. Haide, de prună și scoate una de prună, ia. Scot, scot, scot. E foarte gustos, mie prună îmi place. Noi sucurile le iubim, fetele tot iubesc sucurile. Mergem mai departe? Da. Sau un... Multe fruct n-am luat. Și măr și ananas trebuie să fie, tot așa. Multe fructe spate. Asta am luat. Măr și ananas trebuie de scos. Trebuie de scos de acolo, e n-am joc, spate tu. Fiecare câte una. Noi nu luăm așa o box de asta întreagă, dar luăm fiecare câte una. Ca să fie gusturi diferite, da? Da. Wow. Ok, bine, mai departe. Da. Hai să ducem la apă, ceva Fanta, Coca-Cola, ceva, da, gazată? Da, da, da. La fiecare nu am așa mici? Sau nu? Nu. O să bea din mari. Într-un nou paharuț, paiurea a luat. O să bea. O mai ectă aici. La trecut am luat Fanta... Mandarin. Unde? Mandarin. Mi-a plăcut foarte, foarte tare. Trebuie să lăși portocală una data asta, nu? Și, și? Și, da. Da. Coca-Cola nu, eu îți propun mai Fanta. Că e mai puțin gazată, îmi pare că, nu? E mai natural Fanta. Da, mai natural, mai sănătoasă. Așa, vara merg foarte, foarte bine. Uite așa. Mai departe. Uite că a ajuns la cafea. Care? Vrei așa? Nu mai avem cafea de asta. Nu, 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 asta mami. Cumpărăm mamei, da? Da.
Ok, acum eu propun să ne întoarcem în direcția asta. Și acolo sunt ceea ce iubim noi. Snickers. Ciocolatele, tăticu. Da, ciocolat. Snickers. Hai, de vă să mă știu, scrie Snickers, Snickers. Ciocolate, ciocolate, ciocolate. Care luăm? Care luăm, tătico? Ha? Milka este? Rușin. Uite și prețuri bune, poți să luăm așa o cutioară. Câte bucăți sunt acolo? Câte bucăți? Nu văd câte bucăți. Câte bucăți? O, sunt multișoare. Am așa de scripi pe cutia asta. Adrico, ajută-mă, ajută-mă. Ajută-mă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 și câte? 1, 2, 3, 4, 24 de ciocolate. Chiar și 5. 6 la 5, 30. Poți fi. Ia-te, așa e doamnă, nu? E că cu cremă, cu la, ciocolată. Albastru, da? Da, albastru și cu mai bune. Dar trebuie să lauți pachetul din spate, caută-l. Nu, nu fi deschis, dacă este. Nu fi deschis. Ia, este. Uite, să fie numai așa. A, numai așa. La cuș. Ia. Deschis, așa ne frumos. De pe atâta, tăticu, caută mai bine, mai spate. Mai mă s-a acolo și chit, gata. Stai că noi ne țicăm așa. Realitatea-s deschisă, tăticu, acolo în spate, în spate, eu văd închisă. Închis? Noi n-am găsit cutia întreagă normală. Am găsit o cutioară goală, frumoșică, întreguță. Trebuie să luăm cutioară, să nu stai așa ca... Da. Dar ajungem toate frumoșel la loc și să punem... Luăm de acolo și punem în coace. Și mai mult îmi place nouă aceste albastre. După gust, ciocolata e cu lapte și are cremă de crem brulé, vezi? Da. De lapte condensat. Gata, stoate, da? Super, da. Gata, închidem frumos și eu. Așa. Și punem în coșul nostru. Găsești loc? Să ne aranjăm frumos și eu. Să-mi cadă cât mai compact. Mai luat ceva de aici? Ce propui tu? Ce de care îți propui tu? Vrei una gustăm astăzi așa? Eu vreau de asta cu semințe gustăm. Da. Semințe, da. Una, dar să gustăm. Bounty foarte bune. Ia nu uite la preț la Bounty cât îs. 34. Nu așa, nu așa. Să nu mi-ați iei câte... Astea tot sunt mari. Este așa micuț, dacă cât vine bucata. 9,59. Prețul e bun? Cum comparativ cu magazine. Nu știu, eu am uitat cât s-a acolo. Nu, ne-am nici la aceste două. Sunt mini Bounty, da? Da. La 200, dar ok. Ai vrut ai luat una, la un ceai și atât. Da, 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 da. Ok. Mai departe, Milka. Milka, văd că acum este la cu reducere. În promoție ceva. Mi-i place cu bubă-o, bubă-o. Ia uite. Asta place mie, da. O luăm? Una doar, da? 21 normal preț, da? Ia cu migdale, îmi place. Da? Hai, ne încărcăm, ne încărcăm cu ciocolate, fii frigerul prin cu ciocolate. Hai, mai foarte. Rafaelo! Rafael, nu vrei? A? Da? Forest fruit. Sau așa, tropica fruit. Black. Black tea, da. Da, el ce știu că el el ta. Dacă vrei nebur curat, eu să dăm sau așa, miptă. Deci la... Greenfield? Da, putem să luăm și eu negru, da. Este original Ceylon. Wow! Asta e pachetă, tipul. Și cât e? Asta e 100 lei aproape. Fără că s-a bănut 100. Super! Ce să luăm? Așa? Un leu da. Pachetă normal, nu? Da. Dăm așa? Hai să încercăm, știu? Da. Hai. Eu le aranjez. Uuu, și mult am luat de acum. Dar mâncășești suntem noi. Iată, așa e mult.
coșe mare, acolo e mult așa volume multe, da? Da? Nu mic acum, așa ne-ar trebui. Știi ce era fain? Cred că avea mai multe vânzări, dar trebuia să fie unul băiat. Băiat cu șapioară, să fac cu poftă, nu? Da. Publicitate, da? O să mai pur să trebuie mai mic, o să fie mare. Miroase, da? Da, miroase foarte putere. Vrei să luăm unul? 10 lei. 14 lei. Acolo ești scris zămos, anus, mior. Cum că nu se iei bolii acolo? Vreau să-i zădălor, nu? Ideea, eu nu știu cum. Că-s poate pe serii, tu ești că-s poate ele. Pe astea mai întrebut așa. Am văzut, vezi că mi-ai spălăguit, ia uite ele. Da. Așa poate. Toți adus, sezonul lor, nu? Nu, acum nu-i sezonul lor. Hai să luăm altceva. Acum pierzi și caisele, da? Da. Și le avem acasă. Super. Ia acesta. Ce? Agriș, acum se numește ele. Da, și scoapte. Roșii. Agriș, da, agriș, roșu. Deci este verde. Asta e foarte lor roșii. Roșu, mult. Știi cum coplărit are de preferam, acum așa nu prea. Wow! A fine, da? Fine, da. E foarte sănătoasă, aproape o cupă. E ca niște oameni foarte bune pentru sistemul digestiv. A fine, 34,90, 35 lei. Bucata. Bucata. Luăm așa? Dacă vrei doar pentru tine. Vreau. Pentru tine. Vreau. Vrei? Luăm. Ia uite ce roșii cere. Putem să facem un filmuleț pe canalul Mele Caramele. Învățăm culorile. Este și verde, și oranj, și roșu. Uite, și așa sunt. Și galben. Și așa, verde întunecat cu vișinie. Ia, așa, așa aici, da? Sunt. Parcă sunt bomboni ele. Wow. culoarea roșie. Unde ești? Iată-mă, și eu sunt aici. Ia uitați ce am găsit eu aici, ananas. Probabil că e stricat acesta, da? Preț, ia uitați-vă, 24,90. Acum și alegem unul așa căptișor, frumoșel. Asta parcă arată bineșor. Ca am la copt. Miroase, aduc să-l bucur pe Sergio. Aaa, el nu știe, ananas de cel, e scump, dar cum mai ieftin. Tăticule, ia-te ce-am luat eu. Wow. Știi cât e kilogramul? Mm. 24,90. Doar? Doar 24,90. Da? Și uite, el e galben, e copt. Și am uitat eu, parcă de cât înțeleg eu, galbură cu așa de sfii copt. Ia miroase, dar îmi simt miros de ananas. Da? Îl luăm? Da, hai să luăm. Super! Gata, noi în sfârșit am terminat cumpărăturile. I-am primit ce avem aici. Iată ce înseamnă să vii cu mașina. Trebuia să te scărăm. Așa. Noi am ajuns în sfârșit acasă. Și așa cum ne-a scris mulți că nu v-am arătat data trecută ce am cumpărat, produsele, da? Și a fost interesant, ne-am gândit totuși de data aceasta să vă arătăm. Popcorn, fetele iubesc foarte mult popcorn. Crupă de grâu. Noi preferăm dimineața să mâncăm terci la dejun. Da, și crupă de grâu nu ne place foarte mult. Zahăr, ca să fie la ceai și la alte lucruri. Semințe la film, seara. Am luat atât de mult deoarece erau la promoții. Dacă luai 5, atunci era cu preț redus cu aproximativ 2 lei. A zis, hai de mâncă, am zis să luăm. Am luat așa ceva și tipul a zis că vrea să guste. Niciodată am mâncat anume semințe albe. Coaja albă, așa am zis să gustăm. Uh-huh. Așa. Bumonele, așa când vrei ceva dulcișor, micuț dulcișor și... Da, nu plac acestea deoarece ele sunt, ai scris că 100% naturale. Și cu, într-adevăr, au gust gustos și sunt foarte bun pentru, că vezi, cu ghimbiră, ce pentru cu... cum se numește aceasta, de pihă? Cretină? Da, cretină și așa galbenă. Nu știu cum, poate mai bine știu cum se numește acest galbenă. Este foarte bun pentru gât. Adică pentru angină, gât, continuare, sunt foarte folositoare în plus la asta. Afine. Afinele care eu tare le iubesc și sunt foarte bune pentru...
Sănătate. Sănătate pentru digestie. Ceai. Ceai not mult, adică să fie date ceaiuri toate astea să fie pe mai mult timp, nu mai doar pe lună. Asta aproximativ pe o lună să fie mai mult timp. Da, dacă o să mai trebuie să ne doar luăm, dar noi bem foarte mult ceai, ceea ce mai bem și cafeaua, noi 2-3 ori pe zi bem ceai, așa cam la ceai. Și cum am spus, ceva bun pe pânică, aici cu pâine cu unt și cu șprote, peșcior, cașcaval, salam, adică salam, da. La micul dejun, dacă vrei o tartină, ceva. Noi iubim salata să facem cu ton mărunt, un ulei. Asta, salata, ceva roșii, castraveți. Mai mult iubesc, se ce sunt roșii, castraveți, mai mult iubesc cu salata mixă de asta care este, cu frunze de salată, da. Rucola. Da. Aceasta, după cum am stat, ca să stricurăm cafeaua. Da. Aici pachetele, mă mică, ți-a luat. Apropo, noi, fierbătorul de apă. Noi mai spunem ceainic, ca să-l curățim, folosim... Curățim de piatra ce crește așa, să curățim, folosim cu sare de lămâie, sare da? Sare de lămâie, da. Zahăr vanilat am luat pentru copturi, zahăr pudră pentru gogoși. Da. Donuts. O cutie de ciocolată. Ciocolată așa, la ceai din când în când, când o să vrem, să vină o vină oaspe să le servim. Acesta îl vom mânca cu fetele împreună. Da? Ananasul. Am luat ciocolate noastre preferate, da? Și acesta am fost curios să vedem cum este Snickers-ul cu semințe. Așa, da? Ce ai aici? O cutie de Pringles, adică n-am mâncat, am mâncat doar dată de roșii, da? Original da, am mâncat original, și am zis să degustăm așa. Atât cât ești dus acasă, doar ce nu prea le permitem lor să mănânci. Dacă după ce poate să lăm așa micuț să guste și el, dacă o să vadă de clip, poți să... Da, să nu spune că mâncăm ascuns fără ele. Dacă le va părea bun, da? Da. Ok, și am luat aici două cutioare de ceai, una îi voi da mamei mele și un pachet așa de cafea. Da, tot iubești cafea, o naturală. Și acesta tot ei. Nu, deci asta am avut și adică avem încă și e foarte, foarte bun. Da, noi preferăm, facem ceai și frunze, facem ceai și pachetele când trebuie repede, repede și să bem ceai sau să facem cu, să servim și cu ceai, să servim cu, dacă nu avem făcut din... din frunze, atunci din facem frunze, da. cu pachetele, da? Așa că avem și aceste pachetele, da? Da, da, da. Pachetele, ceai verde, cu Melissa. Fetița noastră este Melissa și i-am spus... Da, eu iubesc verde. El este foarte bun calmat, așa, liniștește, e foarte bun. Gem, să știi, dulceață de coacă de neagră. Da, noi de obicei luăm din zmeură. Din măr mai avem încă, din caise mai avem, da? Piersic avem, aha. Și am zis dată să luăm și din coacăză neagră. Biscuiții, iată așa, eu le prefer că sunt cu... Preferați lui Siege și lui Jasmina. Da, lapte condensat fiert. Aici biscuiți. Astea mai mult, ai mie preferat de ovăz. Da. Și a fete lor tot. Și aici am luat pentru mâine, vom duce la... La biserică, da, noi am sărbătorit, dar știți că 10 ani că sunt zi. Și să ducem la, între slujbe, noi avem ceai, bem ceai, pauză avem și din partea noastră, că am primit această sărbătoare, am avut jubileu, ducem așa o mică atenție din partea noastră, o mică gustare, tortă, da. Iaurt active, este bun pentru digestie. Pentru mine, eu am o mănânc. Pentru că nu iubesc cu bucățele de fructe, eu iubesc iaurt fără bucăți, da? Așa că pentru mine am mult. Dejun, da? Micul dejun cereale. Sucuri multe, doar ce e vara și vrei mult să bei lichid. Probabil și o să bem și iarna, nu știu. Iarna mai mult cu ceai, cu cafea. Dar noi, în afară și că bem și ceai și cafea, e vara. Preferăm și sucurile. Foarte tare. Mie foarte tare îmi plac sucurile. Aici cappuccino avem de 3 gusturi. 3 feluri. Cu frișcă. Clasic cu aroma de vanilie. Și cu caramelă. Pachetele deată pe pachetele și faci deată, da? Da. Și niște boxuri așa de Fanta. Data trecută am luat acesta, ne-a plăcut foarte mult. Și am zis, dă-i să luăm și de acesta. Da. Uh-huh. Și nu stare gazat, nu dau mult gaz, așa că nouă ne place. Asta e arătat de comandă, parcă de tot, tot. Așa. O jumătate de kilogram de înghețată este în frigider, în congelator. Acum și vom mânca. Nu, cred că mai mult pe mâine, duminică. Mâine, da? Da, da, da. Și am mai luat încă din produse nealimentare, aici niște cuverturi pentru pat. Pentru colțul nostru din living, el aici este deschis
Și ca să nu-l murdărim, să nu-l pătăm, am zis să-l acoperim cu ceva și da, protejăm. Dacă vezi scaunul nostru cu, apropo, la tură o să mai facem, din curând o să facem tură apartamentului, dar uite asta, scaunul e tot din bucătărie cu roșu, adică așa zis, luăm cu roșu, cu verdurile. Da. Și se vor potrivi. Da. Așa, paie, ca să facem diferite challenge-uri și te privesc să bea suc. Cu paie, da. Cu paie. Cacao, suc. Aceste două borcanașe este una pentru sare, salt. Uh-huh. Da? Și zahăr. Sugar. Așa. Este un borcanaș așa interesant. L-am pentru miere de alubin, da. Și anume întotdeauna când iai cu lingurița, apoi curge acuși sau pe borcanaș sau se murdărești sau... Și... Așa este turn, cum... Da? Uite cum eu am văzut, arată cum funcționează. Da. Așa pești pe așa. Chestia aceea, da, pe asta turn. Și gata. Încoadă? Apasă? Și atât aici este și torn cât trebuie și ție. Trebuie pe pâine, pe pâine torn și cu lingurița, da? Munci, o întinzi. Dana, părinții mei au albini și tăticul meu albinar. Și ne trimit miere. Da, și avem miere și de flori și de mai. Așa că o să mâncăm miere și fetele tot iubesc mierea. Un ghiveci pentru floarea care ne-a dat-o ieri nouă, Gheorghina, viitoare să-ți ia fratelui Volgăi, și ne-am gândit să-i facem un ghiveci, nu? Dar apropo, pământ, noi pământ trebuie să cumpărăm și pământ. Pământ dacă nou, dar pământ. Ajunge, da, vom cumpăra. Așa o geantă... Frigorifică. Frigorifică. Cum am zis, pentru călătorile noastre sau drumurile mai lungi, ca să avem cu noi apă rece, să avem înghețată sau niște tartine, mâncare, să o punem să păstrezi. Dar acela care da, să procedăm de căldură și de frig. Da, da, da. Corect? Da, și când o să vină la pozie, mă ducem în călătorii mea piscătoare. Dacă cumpărăm ceva dulcere, să putem să până acasă le aduce, să stopească. Da. Avem foarfece. Dar nu e problemă cu farfica și cu stilouri, întotdeauna dispar, nu știu ce se întâmplă. Că ne trebuie, nu e farfica, nu avem stilouri. Așa că încă dată cumpărăm și cumpărăm farfice și iar dispar. Sper că este o să țină mai mult timp, adică nu o să dispară. Niște stilouri. Că trebuie uneori să scrii ceva. Și am luat cărți așa cu povești. 5 povești. Așa? Ok, 5 povești așa, 5 povești așa, 15 povești. Așa. 15 povești. Ce să citească, da? Da, sau eu o citi înainte de culcare. Marea carte a jocurilor de inteligență. Că e grăsuță așa, este grăsuță. Da, aici diferit. Cu prietul. Cine caută găsi, cine e? E drumul corect, privește figurile, verifică-ți atenția și ingeniozitatea, descoperă și colorează, super labirint. Observă și găsește, da? Găsește formele potrivite, adică lucruri diferite, diferite, interesant, foarte mult pentru dezvoltare. Wow, spre ce fain, mie singur mi-a plăcea să fac așa ceva. Spre exemplu, privește cu atenție aceste piese de domino, fiecare are un număr diferit de puncte albe, reașează-le în așa fel încât pe fiecare rând să obții 38 de puncte. O, și învață număra aici, 5, da? Cu atenție 5, spre exemplu 10 și tot așa. Aduni, adunarea faci, da? Da, adunarea. Super, super. Și tot așa, ia uitați, tot așa e foarte, foarte interesant. Eu ca matur și aș face așa ceva, da? Da. O să facem breu, nu cu jasmina, cred că... Sau până vin fetele facem noi și până le cumpărăm. Da, când avem ce face. Dar la noi cam e foarte, foarte rar când ai ce face. Totdeauna găsești ce să faci. Wow, ai grijă cum treci strada. Diferite reguli de circulație și întâmplări care ar putea să se întâmple dacă nu respecti regulile. Este așa o cărțulie foarte interesantă, educativă. O să facem, cred, cu cumele, da? Ea iubește foarte mult stickerile, da, psibilurile. Așa că o să facem, probabil să facem frumuleț. Da, da. Și între voi doriți să facem pe canalul meu Caramel Frumuleț cu această cărțulie, să învățăm împreună cu ea regulile, atunci să ne scrieți nou în comentarii. Da. Dar cred că vom face, da? Și 500 de foi albe. A4. De asemenea, pentru challenge-uri, pentru diferite lucruri care nu ne trebuie. Asta e. Cam atât, da. Cam atât. Să știți, pentru o lună zi înainte, poate chiar mai mult, mai ales cearurile, o să fie mai mult timp. Așa că nouă este foarte interesant cum faceți voi, cum fac părinții voștri cumpărăturile, adică cum își cumpă produsele alimentare, săptămânal, lunar, odată nu știu în câtva timp anume, câți nou în comentarii, poate să ne placă voi ideea voastră, poate noi să schimbăm ceva la noi, poate nu știu. Măcar până când noi suntem satisfăcuți și pe toate ne arjează până ce așa să facem, nu? Da.
Da. Scrieți-ne în comentarii, da? Ce cumpărați voi de obicei? De exemplu, carne, noi carne, lactatele, noi cumpărăm mai mult când avem nevoie, într-adevăr, să pregătim ceva, cea care se strică. Și cam așa, da? Da. Vă sperăm că v-a plăcut acest filmuleț. Puneți-ne nouă multe like-uri, abonați-vă la canalul Cool Family și așteptați noi filmulețe din partea noastră. Da, pa, 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 prieteni, pa, pa.